Știu că de fiecare dată când vin în locul acesta sau într-un loc ca acesta, adică de unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu, împlinesc ce scrie pe încă o pagină în cartea lui Dumnezeu despre viața mea. Și știu că este cu una mai puțin din cele ce au rămas și știu că este cu una mai mult din cele ce au fost. Astăzi mă bucur că suntem împreună așa de mult. Și m-aș bucura dacă într-adevăr ne-am prețui unii pe alții, ca și când ne-am vedea pentru prima dată sau ne-am vedea pentru ultima dată. Cine poate să știe? Când v-am spus că toate lucrurile lucrează spre bine, voi ați dat în cap și n-ați prea vrut să credeți. Nu. Spre exemplu, că acum suntem și pe internet, da, you're right. Spre exemplu, când a început să curgă apa aici, în timpul serviciului divin, unii dintre voi ați început în același timp să bombăniți. Deci în timp ce curgea apa. Nu? Dar în Biblie scrie, toate lucrurile lucrează spre bine. Ce credeți că s-a întâmplat cu cineva? Ne-a văzut și lumea pe internet, am uitat să vă spun. Ne-a văzut până la marginile pământului că ne-a curs apa în biserică. Da, și cineva a zis, mă, voi sunteți ăștia care vă curgea apa în biserică, auzi la slujbă. Soțul mi-a zis, ia uite ce e la ăștia acolo, fii atent ce curge, uite-te ce curge apa acolo. Da. Ei, zic, și? Păi și când am văzut cum curge apa, am vorbit cu soțul meu și am zis, $400 trimitem acolo să repare oamenii acoperișul. Unde e trezorierul nostru? Fratele Ionuț. A, este la traducere. Vă rog, cineva să vină și să ia plicul acesta. E trimis de sora Angela și este inspirat de faptul că a văzut că a curs apa aici în timpul serviciului divin. Cum? Și uite, fratele Răzvan spune că am putea să mai turnăm în anumite sabate, dacă putem să și aranjăm ceva, dacă... Dar pentru că tot veni vorba... Dacă i-a dat cuiva prin minte așa ceva, să știți că trebuie să fie mai mult de o persoană cu aceleași gânduri. Adică sunt oameni care se uită aici la noi, în tot mai multe țări. Vă spuneam că s-au calculat cam vreo 19 sau 21 de țări în care suntem văzuți. Dacă tot este așa, știți că nu îndrăznesc să fac acest apel și mi-e foarte greu, sunt ultimul om care aș face lucrul acesta, dar dacă totuși am ajuns aici, rog pe cei care se simt binecuvântați de Dumnezeu prin slujirea de aici să trimită un mic ajutor pentru echiparea sistemului nostru audio și video. Ne luptăm cu mari probleme aici. Băieții noștri stau ore nesfârșite din cauza că nu au ce le trebuie. Dacă am avut un prieten, un frate care ne-a ajutat deja din Australia și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să facem o micuță parte din ce ne trebuie, dar dacă sunt și alte persoane care simt împreună cu noi și vor să ne dea o mână de ajutor, sunt bineveniți. Și rugăm să ne trimită ajutorul lor direct aici la biserică. De asemenea, dacă cineva ar dori să ajute puțin la reconstrucția locașului nostru de adunare, tavanul nostru riscă nu să cadă apa, ci să cadă chiar tavanul într-o zi. Este prins de Laurențiu aici și el se asigură fiecare zi să nu cumva să cadă. Dacă cineva vrea să ne trimită un ajutor, vă rog de asemenea, luați legătura cu trezorierul bisericii noastre și trimiteți ajutorul ăsta. Noi aici suntem bogați în bunăvoință și în pricepere și am fi gata să sacrificăm timpul și muncă și toate, dar posibilitățile noastre sunt limitate. Mulțumim sorei Angela pentru
ajutorul acesta. Și aici cu noi sunt cei doi nepoți pe care i-ați ascultat înainte. Este Sara și cu Ben, sunt prietenii noștri care locuiesc cu noi aici și nu știm sigur dacă mai vor să plece înapoi în Germania sau nu. Ei încă se gândesc la treaba asta. Cred că vor pleca înapoi, dar oricum ne-au spus că le place foarte mult, le-a plăcut mult aici la noi. Nu știu dacă ați auzit pe românește o expresie despre câte un cetățean la școală, despre care se zice că a petrecut 7 ani în clasa întâia. Ați auzit treaba asta? Era pe vremea mea, 7 ani în clasa întâi. Acum aș vrea să încep cu o ilustrație. La o școală a fost oferită o poziție de supervisor. Și cine să ia? Pentru că directorul nu putea să fie prezent mereu. Erau două învățătoare acolo. Una de foarte multă vreme acolo și alta care de-abia venise. Una era de 25 de ani în școală, preda acolo, și cealaltă împlinise un an. De 25 de ani și cum ai putut să... Eu cu 25 de ani de experiență pe mine nu m-ai pus să fiu supraveghetor aici, că era și un plus la salariu, bineînțeles, și ai pus-o pe fata asta care are un an, săraca, de când a venit aici și ai pus-o pe ea. Și directorul i-a spus, nu, tu nu ai 25 de ani de experiență. Tu ai mai puțin de un an de experiență pe care ai repetat-o timp de 25 de ani. Tu ai mai puțin de un an experiență, dar ai repetat-o 25 de ani. Asta e ce s-a întâmplat cu tine. Unde erai tu acum 25 de ani când ai început activitatea ta aici, tu nu ești mai departe acum de unde erai acum 25 de ani. Greșelile care le făceai atunci continui să le faci și astăzi, că tu crezi că sunt bune, e bine așa, și metodele noi care au fost aduse și toate celelalte, tu constant refuzi să le primești. Tu ai rămas exact la unde erai acum 25 de ani. Deci tu nu ai 25 de ani de experiență. Tu ai mai puțin de un an de experiență, dar ai petrecut 25 de ani repetând anul acesta. Acum, legat de expresia aceasta, 7 ani în clasa întâi, noi nu putem să spunem despre cineva care a petrecut 7 ani în clasa întâia, sau în clasa întâi, nu putem să spunem că are 7 ani de școală. N-are 7 ani de școală. Are un an de școală, dar l-a repetat de 7 ori. Asta este toată... Cum s-ar aplica acest lucru la noi în materie de credință? Foarte adesea este invocat textul și cuvântul Evangheliei care vorbește să fiți ca niște copilași. Frumos! Dar a citit cineva cu atenție despre ce este vorba acolo? A citit cineva cu atenție? Într-o mică paranteză pentru predica de după amiază, vă rog să-mi spuneți și mie și să-mi răspundeți acum, dacă se poate, cine a stabilit prețul de 30 de arginți pentru Iisus? Cine a stabilit prețul ăsta? Iuda. Vedeți că nu știți? V-am spus. Bun, puneți mâna și citiți. Până după masă, când veniți înapoi, vă întreb iară. De asta v-am întrebat ca să vă spun că nu știm. Da. Nu, n-aș crede. Lasă ce era scris mai dinainte. Nu. Întrebarea e cine a... Știți că se numește estimate aici. Te duci și întrebi cât costă lucrarea și te înțelegi cu omul. Acum că nu o să... Nu, frate Șeba, nu acum. Acum ești atent aici. Lasă cartea acum că avem alte treburi. Da. Vreau să spun că același lucru este adevărat în dreptul ideii de a fi ca niște copilași a lui Iisus. El ne-a spus nou acest lucru. A lua un concept din acesta și a-l aplica unde trebuie e o mare binecuvântare. A-l aplica unde nu trebuie, conceptul de a fi un copil, ăsta e mare blestem. Este o boală care se numește infantilism. Infantilismul se ocupă cu un cetățean matur, dar care are minte de copil. Nu, anii s-au
adăugat, dar mintea nu s-a mișcat. Infantilismului este unul, prevede pe un om în vârstă sau, dacă aplicăm în domeniul credinței, pe cineva care a petrecut mulți ani de credință, zice el sau ea, în biserică, dar nu s-a deplasat de acolo de unde a început, a rămas tot la aceleași lucruri dintr-un început. Nu se poate spune că omul acesta sau doamna aceasta are un număr de atâția ani în credință, nu. Are un timp foarte scurt în credință, repetat de timp de 50 de ani sau de 80 de ani. E diferență mare, deci, în cazul acesta. Infantilismul, boala aceasta copilăriei ne la locul ei, se poate petrece în două feluri. Un om poate să refuze dezvoltarea, poate să refuze creșterea, nu, el rămâne exact așa. Și indiferent ce se petrece pe lumea aceasta, el rămâne amish. Amish, știți, ați fost pe la ei pe acasă? Ei au cai, ei au... Acum i-am văzut, arau cu cai, toate la locul lor, nu au telefon, au WC-ul în grădină. Un telefon public în toată comuna există acolo la marginea satului, dacă îi trebuie cuiva să cheme salvarea. Nu au automobile, ei au o trăsură cu cai. E foarte frumos așa când te uiți la televizor la ei, dar să știți că ei mor foarte de tineri. De altfel, mortalitatea între ei, nivelul, cum să zic, media de vârstă, mulțumesc, de ajutor, este foarte, foarte slabă. Și tocmai datorită acestui refuz de a se mișca din locul unde i-a găsit istoria. În schimb, în California sau în genere aici în America, datorită faptului că oamenii au învățat multe de la viață și prin viață, media de vârstă s-a ridicat foarte, foarte mult. Fiica mea a lucrat într-un institut de geriatrie, media de vârstă acolo era 95 de ani. Media de vârstă era. Persoane de 105-106 erau acolo și cu care se discuta frumos. Pe când prietenii noștri mor cam la 60 de ani. Aproape jumătate viața e pierdută. Ei au refuzat progresul sub orice formă. Din motive pe care nu are rost să le discutăm acum, au frumusețea lor, dar nu putem să ignorăm consecințele reale. Iubiții mei, Dumnezeu o trimite o dată, de două și de trei ori, scrie în Iov, și după aceea tace. El nu va trimite lumină peste noi dacă noi intenționăm să o călcăm în picioare. El care ne-a spus nouă, nu aruncați mărgăritare înaintea porcilor, nu va face El însuși acest lucru. De aceea, astăzi aș vrea să discutăm de responsabilitatea pe care o avem în raport cu lumina primită. Ce ai făcut cu lumina primită? Ce ai făcut cu timpul care ți l-a dat Dumnezeu, pe care l-ai petrecut în biserică de atâta timp de când ești aici? Acolo unde Evanghelia ia pe fiecare om, acolo unde îl găsește. În cârciumă, în casă de prostituție, la vrăjitorie, în satanism, unde l-a găsit pe un om, de acolo l-a luat. De acolo l-a luat. Dar niciodată nu a lăsat pe un om acolo unde l-a găsit. Nu. No. Rostul ei este să ne crească și să ne maturizeze în Domnul Hristos. Nu să rămânem niște infantili, niște copii, niște oameni în vârstă cu minte de copil. Acest lucru ar fi chiar tragic. Aș vrea să deschidem împreună Sfânta Scriptură și în Epistola către Evrei, la capitolul 6, să citim aceste extraordinare îndemnuri pe care Scriptura ni le... 5, pardon, iertați-mă. Și vom citi de la versetul 11. Asupra celor de mai sus, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Cum spuneam, boala asta a copilăriei acesteia se manifestă și se ajunge la ea fie prin rezistență și împotrivire la ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dea și să te lumineze. Uitați-vă, vă rog, la bisericile istorice. Ele au respins lumina Evangheliei pentru că vor să rămână exact acolo. Refuză pur și simplu creșterea. Lucrul acesta costă scump de tot. Costă teribil. Viața merge înainte oricum. Și credința merge înainte, și cunoștința merge înainte,
Și un om riscă să fie left behind, lăsat pe urmă din cauza că se împotrivește. Își închide ochii, nu vrea să primească. El vrea să rămână așa cum a pomenit. Ciudat este că el nu vrea să rămână așa în ce privește încălțămintea, umblă cu încălțăminte bună, nu vrea să rămână așa în ce privește curentul electric, cum a pomenit. S-a schimbat în multe privințe, dar a hotărât în materie de credință să rămână acolo unde s-a găsit la un moment dat. Iată ce spune Pavel aici. Dar v-ați făcut greoi la pricepere. Însemnează că e posibil ca cineva să fie ajuns la un moment dat la înțelegerea adevărului lui Dumnezeu și prin netrăirea acestui adevăr să recadă în această formă primitivă a minții de copil, a minții acestui infantilism de care ne îmbolnăvim la un moment dat. Într-adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Nu știu dacă ați observat că bătrânii dau în mintea copiilor, deci când îmbătrânesc, dau în mintea copiilor pe de-o parte și pe de alta mai mult cu lapte săraci, nici dinți nu prea mai au și în afară de asta cumva se întorc la ce au mâncat când erau înfășați. Sfârșesc așa. Există pericolul acesta pentru o biserică să recadă, să dea mintea copiilor pe măsură ce înaintează în timp și să aibă nevoie tot de lapte. Nu, spune Pavel aici, ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. De ce există rezistența aceasta în biserică împotriva neprihănirii lui Hristos? Explicația este imaturitatea noastră sau infantilismul nostru. Cine nu se hrănește cu hrană tare nu este învățat cu cuvântul acesta despre neprihănire. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru cei a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Adică e o luptă, nu se poate. Credința însă și este o luptă. Credința este o creștere continuă. Nu trebuie să lăsăm să treacă zilele și lunile și anii fără să putem să creștem în cunoștința Domnului Hristos, să aflăm ceva nou despre Domnul, ceva frumos, ceva pe care nu l-am văzut până acum. Ceva care să ridice ochii noștri și înțelegerea noastră la un nivel diferit. Creșteți, ne îndeamnă Biblia, și nu rămâneți copii. Ați ajuns să aveți iarăși nevoie de lapte și nu de hrană tare. Ce se poate vedea în viața noastră personală a fiecăruia dacă te privești pe tine însuți? În ce măsură ai mers tu în pas cu timpul și cu lumina pe care Dumnezeu ți-a dat-o? În ce măsură ai folosit viața ca să crești? În ce măsură astăzi ești mai sus și mai bine decât ai fost atunci când ai început? Biblia spune, venirea Domnului este mai aproape astăzi decât atunci când am crezut noi. Este însă adevărat lucrul ăsta? Am crescut în problema aceasta? Ne-am apropiat de venirea Domnului tot mai mult? Sau venirea Domnului s-a pierdut undeva în negură? Atunci la început era foarte vie ideea, era extraordinară, eram plin de zel și de har, dar pe măsură ce a trecut timpul s-a stins speranța aceasta tot mai mult, iar astăzi a rămas pur și simplu ca o covercă într-un ogor de castraveți, zice în cartea lui Isaia. Rar se mai aude pe la amvoane câte ceva despre revenirea Domnului Hristos. Psihologie, business, tot felul de alte lucruri se aud, dar rar, teribil de rar se mai aude de venirea Domnului. Dovadă că noi nu am crescut în lucrul acesta. Noi am dat înapoi groaznic. Noi am recăzut, nu în copilărie, am căzut mai jos de copilăria noastră, că în copilăria noastră noi am crezut din plin în venirea Domnului Hristos. Acum am trecut la un stadiu
de pe vremea indiferenței noastre. Acesta este pericolul acestui infantilism spiritual. Și boala asta nu se manifestă doar la nivel de biserică. Se manifestă în familie. Ai un soț care e băiatul mamei sau ai o soție care e fata mamei și de acum e om cu responsabilități, cu familie, dar creierul e de fata mamei sau de băiatul mamei. N-ai ce să-i faci. Au trecut ani peste el, au crescut copiii, s-a făcut cât el de mare, dar mintea lui e tot acolo sau mintea ei e tot acolo. Iubiții mei, știu că orice creștere presupune efort și presupune luptă pentru noi toți, dar este un păcat să încercăm să ne odihnim în această privință. Noi trebuie să creștem în toate privințele, așa cum spune Sfânta Scriptură și așa cum spune despre însuși Mântuitorul nostru. El creștea. În 2 Timotei, capitolul 4, Biblia prevede profetic această cădere a Bisericii lui Dumnezeu. Nu vorbim de lumea în care ne găsim într-o formă de infantilism. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. O doamnă din oraș de la noi a plătit-o pe o profesoară de pian ca să o învețe pe fiică sa la pian. Și fiică sa mergea acolo frumos la... Fiică sa i-a spus că nu vrea să învețe. Dar mama sa n-a crezut-o. Aici a fost greșeala mamei. Da. Și a zis, lasă, că merg. S-a dus acolo și doamna profesoară se așeza frumos pe bancă și o așeza și pe ea și îi spunea, ea ascultă, punk. Și ea își băga degetele în urechi. Și doamna asta zice, ascultă puțin și dă-i de acolo. Măi, ia, și se tăia cu degetele în urechi. Până în ziua de azi a rămas cu degetele în urechi. Niciodată n-a învățat la pian. Acum înțeleg acel copil. Este un copil care își bagă degetele în urechi ca să nu asculte. Dar când nouă ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu și noi facem așa ceva, și am auzit și am văzut aceste lucruri și ne punem degetele în urechi ca și când n-am auzit, acesta este, nu este semn de copilărie, ci de boală, de infantilism. Om în toată vremea când, și aceasta e generația noastră, le va gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar tu fii treaz. Tu fii treaz, scrie aici în Biblie, nu-i de joacă. Lucrul acesta este literalmente o știință. Mântuirea este o știință. Uită-te la tine. De ce îți iei zahărul în fiecare dimineață când ai diabet? Sau îl iei și toată ziua, nu numai în fiecare dimineață? De ce îți iei nivelul zahărului mereu din sânge? Ca să vezi cum ești și unde ești. Și atunci crezi că în domeniul credinței este altfel. Pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Nu. Nu încercați să mergeți pe baza unor păreri că sunteți în credință. Ești în credință sau nu ești în credință? Ești ancorat în Dumnezeu sau nu ești ancorat în Dumnezeu? Umbli cu Dumnezeu sau nu umbli cu Dumnezeu? Nu încercați să închizi ochii față de această realitate. Ce spune viața ta despre lucrurile acestea? Ce spune viața ta despre ele? Nu închide ochii, acesta e adevărul. Nu ți-a stupa urechile să n-auzi că și dacă le astupi, adevărul este rostit. Chiar dacă le astupi. Dar își vor îndrepta urechea spre istorisiri închipuite și își vor întoarce urechea de la adevăr. Tu însă fii treaz. Tu fii treaz. Tu nu te lua după mersul acestei lumi. Nu poți să știi adevărul despre tine decât dacă stai înaintea și în prezența Domnului. Sigur că într-o zi fiecare om va sta în fața raportului vieții lui, atunci va ști adevărul despre sine, atunci toate vor fi clare, dar la ce îți mai folosește atunci? Cu ce te mai poate ajuta? Este pentru totdeauna prea târziu. Chiar acum, zice Domnul, chiar aici, gândește-te la viața ta, în ce direcție mergi. Dacă de atâta timp tu mergi tot mai jos,
Dacă astăzi faci lucruri pe care altădată te îngrozeai să le faci, dar acum nu mai constituie o problemă pentru tine. Tu mergi în sus sau mergi în jos? Și dacă mergi în ritmul acesta, uitați-vă ce calcule se fac. Oamenii spun așa, dacă datoria publică a Americii merge în ritmul acesta, într-un timp de urmează falimentul acestei țări. Grecia, mi se pare ciudat să falimenteze o țară, Grecia a falimentat. A căzut faliment, s-a dus cu căciula în mână la mila altor oameni, domnilor și doamnelor din Europa, ne vindem robii voștri, faceți ce vreți în țara noastră, faceți din ea ce vreți, numai scăpați-ne viața, cum s-au dus la Iosif în Egipt. Iubiții mei, nu este nicio joacă în ce direcție merge viața ta spirituală. Nu încerca să ignori treaba asta. Dacă tu vezi că îți crește tensiunea și acum ai 12 și peste două ori ai 14 și pe aceea ai 16 și ai 18, n-ai cum să te culci. E ceva acolo. Ați văzut în Faptele Apostolilor, am ascultat sabat trecut, măsurau adâncimea apei. Au găsit odată 14 stânjeni, după aceea 12 stânjeni, 10 stânjeni. Băi, este clar că fundul mării merge așa? Și este clar că intrăm, ne izbim în nisip, ține-te bine și buf, în clipa următoare deja a intrat și s-a rupt corabia. În ce sens merge viața noastră de credință? Să nu închidă nimeni ochii față de așa ceva, pentru că și dacă închidem ochii, lucrurile nu se schimbă. Aceasta ar fi mai degrabă o dovadă de copilărie. Am văzut lucrul ăsta la fiica mea, Elena. Păi dumneavoastră știți cum traversaia strada. Noi am stat într-o zonă, v-am spus, într-o zonă foarte aglomerată cu mașini lângă o șosea națională și poarta noastră era direct în șosea. Direct în șosea era. Și treceau tiruri din acestea, tracuri uriașe care cărau ciment și piese de mașini și toată industria trecea prin fața porții noastre, casa se cutremura continuu la noi din cauza mașinilor grele care treceau pe acolo. Tot un vuie de mașini zi și noapte. Și Elena, fiica noastră, cea de-a treia, ea a trecut strada aceea, de șoseaua aceea, de foarte multe ori. Ea avea o metodă sigură să treacă și nu atingea nicio mașină. Când trecea ea, nu era nicio mașină. Cum făcea? Închidea ochii și trecea strada. Pe atât. Și ținea și strâns. Ca să fie sigură. De n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră. De n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră. Așa a trecut ea șoseaua aia de atâtea ori cu ochii strânși. Ca să nu vină nicio mașină. Și știți că mașinile nu vin când ții ochii strânși. Nu. Ce facem noi în credință? Închidem ochii? Îi strângem? Biblia spune, fraților, nu fiți copii la minte. Nu este nicio joacă, domnule pacient al marelui medic și doamnă pacientă. Vezi clar în ce direcție se îndreaptă viața ta. Vezi clar că acolo vei merge. Nu se întâmplă nicio minunăție pe drumul acesta. Dumnezeu luptă cu tine să-ți deschide ochii, să te prevină. Dumnezeu s-a luptat cu Balaam pe toate căile posibile să-l oprească, dar nu l-a putut forța să stea. Deschide ochii și vezi în ce direcție te îndrepți. Vezi în ce direcție merge familia ta? Vezi în ce direcție merge biserica în care te găsești? Vezi în ce direcție merge lumea? Nu ignora treaba aceasta. Mai devreme sau mai târziu, te confrunți cu ea. În expresia aceasta din cartea lui Timotei spune, vor asculta lucruri care să le gâdile urechile. Sigur, este vremea de așa ceva, pentru că diavolul nu dorește ca noi să ne ocupăm de lucrurile tari și serioase din viață. De lucrurile tari ale credinței. Cât mai superficial să ne simțim cât mai bine. Cineva i-a spus lui Moody la ușă, Domnul Moody, m-am simțit atât de bine la predica asta, extraordinar. Și el i-a spus, Doamne, vă rog să mă iertați, n-am intenționat să vă simțiți bine. Îmi pare extrem de rău pentru ce s-a întâmplat, sunt vinovat. N-aș vrea să se întâmple așa ceva. Acum în epistola către Efeseni, Pavel spune că este în capitolul 4 și versetul 14, spune că este un imperativ acesta. Și este un pericol, e un pericol mare, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură.
Dacă vine cineva și prezintă lucrurile într-un fel și vine altul și le prezintă altfel, care este răspunsul tău? Te aruncă vântul când de o parte, când de alta. Nu ai rădăcină, nu ai temelie, nu ai crezut într-adevăr în acela în care trebuie să crezi, adică stânca veacurilor. Și amintește el aici, în versetul 14, spunându-ne, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, să nu mai fim copii mânați încoace și încolo. Acum îmi dau seama foarte bine și am observat că modul de predare în general în biserici este nu pentru... aș vrea să nu folosesc un cuvânt prea tare, dar niciunul neadevărat. Ce am observat când am văzut interviul acela, a întrebat-o pe femeia în România, de exemplu, doamnă, care e diferența între Paște și Crăciun? Noastră, și dânsa a spus, zice, la Crăciun mâncăm carne de porc și la Paște mâncăm de miel. Zice, asta știu că e diferența. Ăsta a fost răspunsul. Și redactorul a întrebat-o, dumneavoastră mergeți la biserică? În fiecare duminică, doamne, nu lipsește niciodată. Și după o viață întreagă de mers la biserică, dumneavoastră asta ați înțeles din Biblie, deci cu atât ați rămas? Bun, mi-am pus întrebarea atunci, nu e singurul răspuns, bineînțeles. Au mai fost alte întrebări din acestea care nu pot să crezi că e adevărat. Oameni onorabili care nu au avut acest elementar ABC al credinței. Atunci mi-am pus întrebarea, cine are interes să țină pe oamenii aceștia cu o minte de copil? Eu aș fi înțeles dacă îmi răspundea un copil și îmi spunea un copil că la Crăciun facem un brad și la Paște vopsim ouă cu roșu. Dacă îmi spunea un copil treaba aceasta, aș fi înțeles foarte bine de la el. Dar ca să aud un om în toată firea vorbind așa ceva, îmi dau seama că am de-a face cu cineva care s-a întors înapoi mult în viață sau n-a ajuns niciodată. Este interesul cuiva să păstreze biserica într-o stare de infantilism, de simplism? Pot fi conduși și stăpâniți și exploatați mai ușor oamenii dacă sunt ignoranți și dacă sunt lipsiți de lumină și de cunoștință? Cine are interesul acesta, aș vrea să știu? Iar dacă cineva are interesul acesta, de ce aș fi de acord cu interesul persoanei aceleia? Nu, Dumnezeu a dat o șansă, a umplut pământul cu cuvântul Lui și a dat o șansă fiecărui om să nu rămână copil la minte, mânat încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Și să nu fie nevoie să fie hrănit cu lapte duhovnicesc. Am participat la slujbă într-o biserică, una dintre care a fost dintre cele mai înfloritoare biserici, acum a rămas doar o mânuță mică de oameni bătrâni care se acuză unul pe altul de dezastru din biserica lor. Și când am întrebat pe unul, cum ați ajuns voi aici, el mi-a arătat pe domnul prezbiter. Mi-a spus, uite, îl vezi, asta este, da. Din cauza lui, nimeni n-a avut loc lângă el. El a stat împărat atâția ani. Dar omul ăsta care a vrut să stea împărat atâția ani, n-a fost nimeni să-l anunțe că e vremea să mai împărățească și alții. Unde a fost cel care trebuia să facă treaba asta? Lipsă. Și m-am dus la o slujbă într-o zi. Când am participat la slujba aceea, am văzut taina. În sală, media de vârstă era 80 de ani. Și am stat în bancă acolo și am văzut. Și ce credeți că se preda de la amvon? Cineva cu o linguriță le dădea la bebeluși de mâncăriță în bisericuță și ei cu bărbițe, plici, 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 mâncau. N-am văzut o așa batjocură solemnă este aceasta. Într-un fel, copii, înțelegeți copii? Așa, și le-a spus o povestioară cu un trenuț care la un moment dat schiopăta de o roată. Și așa mai departe, și-au ascultat povestea și au plecat acasă, dând din cap. Oamenii în vârstă și cel ce stătea pe platforma aceea îi trata și îi considera și îi făcuse pur și simplu niște copii la minte. Refuzați, vă rog, așa ceva. Refuzați, respingeți așa ceva, condamnați așa ceva, nu dați dreptul nimănui să vă transforme în niște bolnavi mental, în niște copii orbiți. Biblia spune, ai văzut multe, n-ai luat seama la ele, dar ai văzut, ai știut,
ai auzit, n-ai răspuns, dar ai auzit, știi. Nu îngăduiți nimănui să vă transforme pur și simplu, să vă orbească sau să vă dea praf în noi ca unor copii. Afară de cazul că alegeți sau alegem acest lucru. Dar nu e planul lui Dumnezeu acesta cu noi. Planul lui Dumnezeu cu noi este să creștem în toate privințele până ajungem la statura plinătății care este Hristos Iisus. Dacă ne-ar întreba doctorul despre starea sănătății noastre, bineînțeles că noi i-am spune ce credem noi. Și el ne-ar întreba anumite, ne-ar pune anumite întrebări care se referă la simptome. Cum te manifesti în cutare domeniu? Cum te manifesti în cutare domeniu? Aha. Și atunci va spune, stai să-ți spun eu adevărul despre tine, nu cel pe care îl crezi tu. Aș vrea să deschidem împreună în 1 Corinteni, capitolul 3, și de aici vom citi de la versetul 1. O înțelegere greșită a ceea ce Iisus a spus, până nu veți ajunge ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Uitați ce spune Scriptura. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Puteți să punem puțin mintea la contribuție? Deci ce este un om lumesc? Cine poate? Uitați-vă în text, vă rog, în versetul 1 din capitolul 3 și cineva să-mi spună ce este acela un om lumesc. Despre Esau se spune că era un om desfrânat și lumesc. Lumesc, era un om lumesc. Ce este un prunc în Hristos? Un baby în Hristos, un copil în Hristos este un om lumesc. De ce? De ce? Pentru că astăzi vine cineva la biserică pentru prima dată și este un prunc în Hristos. Praise the Lord! E mare bucurie în ceruri că se întorc cineva la Dumnezeu. E un prunc în Hristos, e un lucru extraordinar. Dar aici spune un prunc în Hristos e un om lumesc. De ce? Pentru că a rămas, ăștia erau oameni mari. Când am venit la voi, n-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le puteați suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Iubiții mei, Scriptura dă aici simptomele. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Care sunt simptomele? Acestea sunt. N-are sens să ascundem capul în nisip. Dumnezeu nu ne omoară fiindcă suntem așa, dar ne aduce la cunoștință aceste lucruri fiindcă vrea să ne vindece, fiindcă vrea să ne scape. Uită-te la propria ta viață și să ne uităm la noi ca biserică și ca familii. Uită-te la realitate, nu la televizor. Când, în adevăr, când sunt între voi zavistii, ce însemnează asta? Revolte, răutăți, certuri. Unul se ceartă pentru una, unul se ceartă pentru alta. Sunt biserici întregi sfâșiate pe baza unor certuri atât de copilărești și de prostești, cum nu se poate imagina. Sunt oameni înfrânți de păcate. Ce credeți că ar zice? Au adus pe, din diverse civilizații, din America de Sud, din Africa, din, în Australia, diferite triburi de aborigeni. Să ai un om din ăsta, dintr-un trib de acesta care trăiește în jungla lui cu toată atenția posibilă, și să vadă un cetățean dintr-o lume zis civilizată, cum se uită la o cutie numită computer și se culcă cu computerul ăla. Să vadă cetățeanul ăsta care a venit din junglă, un om din ăsta care zice că e sănătos la cap, culcându-se cu o cutie din aceea. Cred că s-ar uita înapoi săracul, ar zâmbi și ar fugi la lumea lui și ar spune, Doamne, ce am putut să văd? Așa ceva. Oamenii se culcă cu cutiile. Niciodată n-am văzut. S-ar duce înapoi și ar spune povestea acest individ. Nu fiți copii la minte. Când între voi sunt certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești?
Nu de multă vreme, într-o biserică undeva, cineva și-a permis să spună altcuiva, uite, purtarea ta dezonorează numele lui Dumnezeu. Nu mai sta pe lângă tantia asta toată ziua, nu face treburi din astea, stă urât de tot. Nu-ți stă bine, tu ești slujitorul lui Dumnezeu, tu predici cuvântul lui Dumnezeu, ție nu-ți stă bine să faci așa ceva. Asta să o facă o norocire fără margine. Aproape a pierit biserica, s-au despărțit în două, s-au aliniat, au pornit la război, cine pe cine exclude, au târât acolo pe unii. Își bate joc diavolul de ei, calcă în picioare. Ellen White spune, iadul izbucnește în hohote de râs când vede oameni așa de bolnavi mental, luptându-se, omorându-se unii cu alții, pentru ce? Am vorbit cu această doamnă nu de multă vreme și mi-a spus, nu cred că îmi voi mai recăpăta sănătatea niciodată. Nu cred. Și am spus să nu gândești în termeni ăștia. Și mi-a spus, vă spun înaintea lui Dumnezeu, numai din gelozie pentru numele lui Dumnezeu am făcut treaba asta. M-am gândit să nu, cei ce înjură de Dumnezeu, să nu înjure și să-și bată joc de credință. Pentru asta am făcut lucrul ăsta. Că altfel, frate, putea să meargă cine unde vrea treaba, nu era treaba mea, dar am zis, pentru ce să se întâmple așa ceva? Pentru ce cineva să-și bată joc de noi? Și poftim ce a ieșit. Și Pavel spune, pentru când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Adică, ce diferență este că ai venit din lume la biserică? Dacă pe când erai în lume te certai pentru fotbal sau pentru unele lucruri și acum ai venit la biserică și te cerți pe alte. Care e diferența? Nu sunteți voi tot lumești. Sunt situații în care un om, doar el nu se vede pe sine, dar toată lumea vede. Ieri am fost la magazin aici, la Publix, și am cumpărat 3 nectarine. Păi 3 nectarine m-au costat o jumătate de oră de stat în picioare, pentru că mai bine mă ceam să le furgă, poate nu mă prindea, sau dacă mă găsea poliția ajungea repede acasă. Decât să stau, am stat mai mult de o jumătate de oră, 40 de minute, 45 de minute, m-a costat 3 nectarine pe mine ieri. Îmi venea să le las acolo, să fug. De ce credeți? Păi în fața mea era cineva, era o doamnă. Nu chiar în fața mea, mai au fost 2-3 persoane până la mine. Era o doamnă care avea un căruț plin cu cumpărături. Plin de tot. Și vânzătoarea, cea care era acolo, împachetase toate lucrurile și îi le dădea să le pună în căruț. Dar dânsa avea telefonul la ureche și vorbea. Și vânzătoarea stătea cu sacoșa întinsă așa și el zicea, nu e așa, ți-am spus că n-am fost acolo și când am fost acolo n-a fost așa. Stătea cu spatele la vânzătoare, vânzătoarea stătea cu sacoșa întinsă. După un timp, lua sacoșa. Nu eu, altcineva este care... Ți-am spus că e vorba de altcineva care nu știu ce... Oh, da, aveți dreptate. Mai lua a doua sacoșă. Lângă mine era o bătrână, cred că avea Parkinson, sărmana, tremura toată, uite așa. Și femeia noastră vorbea la telefon și explica toate pe lume. Spectatori erau acolo, o grămadă, oameni care așteptau autobuzul, se uita la femeia asta. Toată lumea de la coadă se uita la femeia aceasta. Vânzătoarea săraca nu putea să fie galbenă la față, că nu se vedea, dar avea cel puțin vârful nasului, era galben, se vedea că totuși suferă viața femeie. Suferea. Toată lumea vedea, numai cineva cu telefonul la ureche nu vedea. Și discuta și povestea și să vezi ce a fost și pe dincolo. Și în sfârșit, după multă vreme, a luat căruțul și a plecat. Nu mi-a mai plăcut nici nectarine, nici nimic. Îmi venea să le dau înapoi, aveau gust de dovleac când mă gândeam cât timp am... Dar e o situație în care toată lumea te vede, numai tu n-ai minte să vezi. Nu fiți copii la minte. La răutate fiți copii, spune Biblia. Acolo da. Pentru că o să revenim noi în locul acesta în care se arată că există un domeniu în care putem să fim într-adevăr copii. Și din cauza că nu suntem copii în acel domeniu, din cauza aceasta ne confruntăm cu așa probleme. Aș vrea să vă întreb, după 3 ani și jumătate de școală cu Domnul Iisus Hristos, în ce clasă erau ucenicii noștri? În clasa 1-a. Foarte frumos răspunsul. De unde știm că erau în clasa 1-a? Păi când au venit ei la Domnul prima dată, ce întrebare au avut ei?
Doamne, acum așezi împărăția. Domnul a spus, aveți răbdare. S-au terminat cei 3 ani și jumătate în școala lui Hristos. Au văzut răstignirea și Golgota și minunea învierii și cutremurul de pământ și deschiderea mormintelor și sfâșierea catapetezmei în templu și tot ce au mai putut vedea posibil, și după 3 ani au și ei o singură întrebare. Acum ai de gând să așezi împărăția? Erau în același loc. Și învățătorul nu a fost unul de rând, ci a fost Domnul însuși. Dacă cineva vrea să reziste creșterii, vrea să reziste luminii, vrea să reziste învățăturii lui Dumnezeu, să știți că poate. Poate să-i reziste chiar lui Dumnezeu. Chiar dacă Domnul însuși ar fi învățătorul, dacă cineva nu vrea să învețe, nu învață. Așa se întâmplă. Dar tu să nu fii omul acela. Aș vrea să citim în capitolul 14 din 1 Corinteni. Vă rog să deschideți la versetul 20. Pavel vorbește despre slujirea în biserică, cum au înțeles-o unii oameni. Și trage concluzia aceasta în versetul 20. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. La aceasta am fost noi chemați. Nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți copii, iar la minte să fiți oameni mari. Aș vrea să încheiem lăsând pe Mântuitorul nostru să ne spună în ce domeniu ar trebui să fim copii. Și să ascultăm în Matei capitolul 18. Începând de la versetul 1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și i-au adus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, cui spunea el să se întoarcă la Dumnezeu? Cine erau aceștia cărora le spunea el: întoarceți-vă la Dumnezeu? Cine erau aceștia? Ucenicii lui. Dacă cineva ne-ar spune aici în biserică: pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu. Păi eu? Vai de mine, să se întoarcă cei, cum zicea o bătrână, să se întoarcă cei nelăjuiți? Nu eu, că eu sunt nu știu cât timp. Păi zic, ia-o mata înaintea lor, zic, dă-le un exemplu, că ea nu vrea să se întoarcă, a zis că numai cei nelăjuiți să se întoarcă la Dumnezeu. Ucenicilor lui Iisus le spune el: întoarceți-vă la Dumnezeu, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași. Adică, nu cine să fie cel mai mare. Pentru că întrebarea aceasta a fost răspunsă de mult. În mijlocul bisericii creștine, ea a primit de mult răspunsul. Noi nu ne confruntăm cu această întrebare: cine este cel mai mare? Pe Satana îl interesează treaba asta. Cine e cel mai mare, cel mai tare, cine are cel mai, cine... Pe el îl interesează lucrurile acestea. Cât despre noi, între noi Iisus este cel dintâi, cel ales între 10.000. Noi nu avem de frământat cu întrebarea aceasta. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. E vreun domeniu în care ai vrea să fii cu adevărat mare? Smerește-te. Smerește-te ca acest copilaș. Și oricine va primi un copilaș ca acesta, adică această atitudine și caracter, în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne o piatră de gât și să fie aruncat în adâncul mării. Am fost foarte impresionat să văd interviul pe care a fost luat unui copil de 10 ani în România. Nu mă opresc la multele lui fraze înțelepte, dar m-am oprit la speranța lui incredibilă, speranță de copil. Ce visează el? L-au întrebat: ce crezi tu despre țara ta, despre România? Și el a spus, zice, eu cred că limba română o să ajungă limba internațională. Se va vorbi pe tot pământul.
Aceasta e speranța lui de copil. Și tu crezi că limba care se vorbește aici poate să devină limba internațională? Și se va vorbi pe tot pământul? Crezi treaba asta? Așa cu tavanul ăsta și cu ne-a curs nouă apa de acolo și crezi că se poate așa ceva? Copilul ăsta crede. Așa cum ești tu, strâmb și lipsit de har și copil la minte, crezi tu că Dumnezeu poate să facă din tine un om mare în Hristos Iisus? Să ajungi la statura plinătății lui Iisus? Copilul ăsta crede. El crede că această limbă va deveni într-o zi internațională, va fi vorbită pe tot pământul, crede el. Crezi tu că într-o zi ceea ce Dumnezeu ți-a promis vei vedea cu ochii tăi? Vei călca pe locurile acelea? Vei atinge lucrurile acelea? Vei sta la pieptul lui? Așa a promis. Așa a promis aceste lucruri și pentru noi toți. O să cântăm o cântare în încheierea serviciului nostru care ne spune că a sosit ceasul. Fraților, sosit e ceasul când să vină Doamne Iisuse, astăzi ai fost aici prezent prin Duhul Tău cel bun și sfânt și în persoană. Ai fost și ești în mijlocul nostru într-o adunare, Doamne, în care nimeni nu face excepție de la cuvântul Tău. Tată, plecăm capul în jos cu rușine de câte ori ne-am comportat ca niște copii la minte. Iartă-ne, Doamne, a trecut de mult vremea copilăriei acesteia. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, să grăbim creșterea noastră în Hristos. Să ajuți, Doamne, ca în familiile noastre, adunarea noastră și lucrarea vieții noastre la care ne-ai chemat să crească la maturitatea și la statura plinătății în Hristos Iisus. Binecuvintează-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi în lucrul în care ne luptăm cu copilăriile vieții acesteia. Și ajută-ne să înțelegem că în lumina celor veșnice și celor mari, aceste copilării sunt doar fleacuri
și chiar suferințe, Doamne, dacă ar fi, nu merită să fie puse alături de slava viitoare. Ajută-ne să nu întâmpinăm suferința cu o minte de copil, ci cu una de om mare în Hristos Iisus. Ne plecăm înaintea Ta și Te rugăm să ne ajuți, Doamne, să fim totuși copii la răutate și să fim copii la smerenie. Îți mulțumim că ai ascultat rugăciunea noastră, că ai primit rugăciunea noastră, că i-ai răspuns și acum, Doamne, ne chem să luăm în stăpânire ce ne-ai dat deja și să ne ajuți să ieșim din casa aceasta purtându-ne nu ca niște copii, ci ca niște oameni mari în Hristos. Ne predăm în mâna Ta și îți mulțumim prin Domnul Iisus Hristos. Amin.